Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce se întâmplă? Eu m-am uitat acum, telefonul meu, care este un telefon de la cumăr, are cred că 3 ani acum, și bateria a început să obosească. Da, e pe la 80%. Și scade repede. Ai 80? Da, încă mai am 80. E bine, al meu are un an și ceva și are 82. Da. Și asta vreau să întreb, deci de la culoare. Cum se întâmplă cu bateriile de la mașina electrică? Deci, dacă ca asta schimbi telefonul, da. Deși el săracul merge, nu mai ține bateria. Dar poți să schimbi bateria. Cred că e la fel și cu mașinile. Schimbi mașina cu totul. Schimbi mașina, nu? Păi, da, ce să faci? Se pot schimba bateriile de la mașinile electrice și dacă da, cât costă? Cât costă să schimbi, a schimbat cineva? 0728 3 de 1 3 de 2. Uite, mesaje pe WhatsApp pentru ascultătorii noștri care au mașini electrice. Bun, acum, sigur, sunt mai noi, presupun că țin mai mult. Dar, domnule, v-ați pus problema? Trebuie schimbate vreodată bateriile de la mașini electrice și cât costă? E vreun soi de asigurare? E ceva? Intră pe garanție? Sau... De ce? Se schimbă greu sau nu știi? Băi, cred că e foarte scump. Am văzut la sfârșitul anului trecut, era o știre cu un finlandez sărac, avea o Tesla mai așa, de prin 2012, mai veche. Și, mă rog, s-au terminat bateriile. Și a sunat la Tesla și a zis că vrea și el baterii noi. Și eu să ia că îl costă 20.000 de euro bateriile. Mama, și atunci s-a supărat și a aruncat-o în aer. Adică, serios, decât e o mașină veche de 10 ani care te costă 20.000 de euro să schimbi bateriile la ea, i-a dat foc. Bine, era și altă tehnologie în ceea ce privește bateriile. Nu acum cred că era foarte diferit. 10 ani, cred. Da, nu știu cât de diferită era tehnologia la baterii, poate au mai evoluat, dar nu atât de mult. Adică nu s-a întâmplat nimic revoluționar. Se tot așteaptă bateria revoluționară care se încarce într-un minut și să țină 1000 de kilometri, știi? Așa ar fi... Bine. Eu cred că soluția, dar vezi, finlandezul s-a grăbit. Dacă pune GPL-ul pe ea, cred că s-ar fi descurcat și ar fi funcționat o perioadă în sistemul ăsta. Să pune și motor. Ne scrie Mihai din Norvegia. Da. Și spune și el că la o Tesla minimum 20.000 de euro și ne mai dă un exemplu la un Jaguar circa 36. Nu mai iau mașină electrică. Cine? Eu. Nu mai iau. Nu că mi-aș fi luat, dar chiar nu mai iau. Adică cum să... Stai puțin, bateria asta... Oricum... Ții mașina 10 ani? Ai ținut vreo mașină în afară de celebrul Subaru? Ai mai ținut vreo mașină 10 ani? Nu. Păi, nu, cred că e aceeași discuție. Sigur, cine are problema asta ulterior? Păi îți dai seama cum scade valoarea de vânzare. Adică eu Subaru l-am vândut după 11 ani, era super ok, motorul era în regulă. Când cumperi o mașină electrică veche de 7 ani, te gândești, bun, deci, o problemă. În 3 ani trebuie să mai dau 20.000 de euro pentru ea, practic nu ți-o mai cumpără nimeni. Dai pui cârlig și putremorcă și ai o baterie de rezervă în spate. Nu, serios. Un charger. Deci oamenii nu s-au gândit la asta. Plus probabil că mai sunt și alte probleme la mașinile astea mai noi, nu doar la... Vrei să mai zici cum... Tu zi acolo că îți spun după aia mesaje. Mesaje, bun. Deci există ceva ce se cheamă, țineți-vă bine, piele vegană în unele din aceste mașini electrice, pentru că de ce nu există și micii din mazăre, de ce n-ar fi și ceva numit piele vegană? În loc să pună piele adevărată de vacă, se pune ceva ce seamănă cu pielea, dar e din poliuretan și alte chimicale, mă rog, și că e mai etică, nu stai pe animal mort, dar probleme nu oricum mâncăm văcuțele, adică ce fac cu pielea? Dacă tot mâncăm vacile, nu putem să folosim și pielea lor să... Cum e mai etic? Păi și acum ce faci? Poate să pună, dacă vrei, să facă niște, cum se cheamă, îmbrăcăminte de asta din coajă de mazăre. Coajă de mazăre. Bun, stai puțin. Stai așa, să termin cu pielea asta, că am descoperit. Deci pielea asta vegană face bășici și bule. Și Tesla refuză să schimbe tapiseria. Și au mai fost observate probleme asemănătoare la BMW, Mini sau Volvo, doamne, ce bine că n-am problema asta, care folosesc același gen de material. Bulele și bășicile apar mai ales în zona tetierelor sau pe cotiere. Aparent, materialul interacționează chimic cu substanțele aflate în gelurile de igienizare. Loțiuni, creme sau geluri de păr. Vezi? Nici cu gel de păr nu mă dau. Deci poți să-ți iei electrică. Da. Și unii proprietari spun că Tesla le-a recomandat să șteargă cu șervețele scaunele după fiecare utilizare. Băi, cum e asta, mă? Deci ții o mașină la care trebuie să schimbi bateriile, te costă 20.000 de euro după 10 ani. Gel. Și de fiecare dată când te dai jos din mașină, trebuie să ștergi cu șervețelul tot ce e prinăuntru, pielea vegană. Am primit o sumedenie de mesaje, da, cu lămuriri. În primul rând, spune că la mașinile astea electrice nu se schimbă cu totul bateria, ci se schimbă module. Dacă acumulatorii sunt modulari și nu e ca la telefon, sunt mai multe module. Adică nu dai 20.000 de euro odată, dai câte 5.000, nu? Exact, da. Și pe urmă avem niște exemple concrete. Da. De exemplu, Camil din Arad ne scrie care un BMW i3 de 8 ani, cu care a parcurs 215.000 de kilometri, iar bateria este acum la 67% din capacitate. Deci după practic, 8 ani, da? Dacă aprinde becurile, s-a terminat. Și spune că schimbul de baterie va costa undeva între 5 și 6.000 de euro. Okay. Iar altcineva ne-a scris că Volkswagen dă detalii despre garanția bateriei pentru hatchback-ul ID3 și zice că va avea minimum 70% din capacitate după 8 ani sau 160.000 de kilometri. Până tu ai cumpărat o mașină electrică cu bateria la 70% după 7 ani? Nu. Nu. Asta e problema. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.